Vă salut și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sper că sunteți toți bine. Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu un pișcot cu căpșuni. Un pișcot din 5 ouă, 5 linguri de zahăr, 5 linguri de făină și 300 de grame de căpșuni tăiate mărunt. Este o rețetă foarte simplă, foarte delicioasă. Se face foarte ușor. Opțional, doar dacă doriți, puteți să adăugați la final și ciocolată topită. Dacă vreți să vedeți cum îl fac eu, urmăriți în continuare acest videoclip. Prima oară separăm gălbenușurile de albușuri și mixăm albușurile cu tot zahărul până când acestea vor deveni o spumă tare. Adăugăm și gălbenușurile. După ce am mixat și gălbenușurile, așa arată, acum luăm o spatulă și incorporăm toată făina. Așa arată, acum transferăm totul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Tava mea are 20x40 de centimetri. Punem uniform și căpșunile. Băgăm totul la cuptor la 140 de grade timp de 30-40 de minute sau până când este gata. Așa arată imediat după ce am scos-o din cuptor. Miroase minunat! O să tai și o felie să vă arăt. Sper neapărat să o încercați și voi. Noi am ales să o servim și cu ciocolată deasupra. Dacă o încercați și voi, sigur o să vă placă. Am găsit prin congelator și niște înghețată și am decis să o mâncăm cu înghețată. Sper din suflet să încercați rețeta. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați un like și de ce nu și un share. Și până data viitoare vă doresc poftă bună!